Atenție! Cine nu are acest factor, în mod sigur, nu se va vindeca. Și aici mă refer la aspectul psihologic. Ce avem în minte? Dacă luptăm pentru sănătatea noastră, dacă luptăm să ne vindecăm, avem șanse să o facem. Nu garantează nimeni, repet, că te vei vindeca. Mai sunt și alți factori care intervin. Dar persoanele care cedează, care nu luptă, care nu au optimism, care nu sunt convinse că se vor vindeca, care sunt convinse că boala se va agrava, în mod sigur, în 100% din cazuri, se întâmplă asta. Am multe exemple, chiar cunosc personal exemple, foarte multe exemple la care se verifică această teorie. Sunt anumite procese pe care le declanșează creierul în funcție de ce gândim, procese care merg într-o direcție sau alta. S-a constatat în studii în acest sens, o stare de spirit pozitivă duce la întărirea sistemului imunitar, de exemplu.